Astăzi, 25 ianuarie 2017, Administrația Națională a Penitenciarilor a programat analiza activității regiunii Moldova, activitatea la care am participat cu foarte multă mândrie și foarte multă deschidere. Activitatea penitenciarelor și unităților care se află în această regiune a fost extrem de complexă în anul care a trecut. Au fost prezentate cifre, grafice, realizări și nerealizări deopotrivă. A urmat o serie de întrebări din partea colegilor cu privire la ce intenționează ANP să întreprindă la nivel strategic pentru anul 2017. Răspunsurile au fost cât se poate de detaliate și de lămuritoare, astfel încât fiecare dintre cei care le-au adresat să poată disemina ceea ce am spus către colegii din teritoriu. Am organizat această conferință de presă, nu pentru a scoate în evidență cifre sau obiective sau alte lucruri care țin mai mult de statistică, cât mai degrabă pentru a răspunde la întrebări, pentru a veni în întâmpinarea interesului constant pe care presa are cu privire la sistemul penitenciar din România. Drept urmare, dacă sunt întrebări, cu cea mai mare plăcere vă voi răspunde în condițiile în care am și date suficiente sau informații. Vă rog. Guvernul a avansat deja un proiect de buget, proiecția bugetului pe acest an. Cum vi se pare în această etapă? Pentru că am înțeles că nu s-a suplimentat suficient din punct de vedere financiar. Ar fi nevoie de sume mai consistente pentru a crea condiții mai bune celor care sunt în acest moment. Demersul pe buget, mulțumesc tare mult pentru întrebare, demersul pe alcătuirea bugetului este încă în desfășurare. Am văzut pe partea economică, partea economică nu este în trunchiul de responsabilități de care răspund ca director general adjunct și n-aș putea să avansez detalii. Tot ceea ce știu este că la momentul acesta și am avut interpelări de la decidenți în ultimile 24 de ore, inclusiv în perioada cât nu s-a lucrat, cu privire la detalii, drept urmare, încă nu știm cum va arăta bugetul sau care va fi decizia la nivel strategic cu privire la Administrația Națională a Penitenciarelor și cu privire la necesarul pe care îl are. E nevoie de un buget mai mare în acest an? În comparație cu ce am avut anul trecut, este nevoie de un buget mai mare pe partea de investiții. Aveți deja o estimare făcută? Este. Avem mai mult decât atât. Avem diverse simulări care se pot plia pe modul în care guvernul va trasa prioritățile. Cu cât ar fi nevoie să fie majorat bugetul pe partea de investiții pentru a fi îndestulător? E greu de răspuns la această întrebare pentru că la momentul la care discutăm avem un deficit de 1500 de locuri de cazare. Dacă ne raportăm la suprafața de 4 metri pătrați, standard impus de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Prin urmare, în ecuație trebuie să intre cât de repede putem rezolva această problemă, ce capacitate avem noi ca sistem de a contracta, de a face toate studiile de fezabilitate și așa mai departe. Prin urmare, n-aș putea să vă dau un răspuns cu privire la bugetul din 2017, pentru că e clar că problema nu se va rezolva în totalitate pe parcursul acestui an. Dar când vorbiți de investiții, e clar că vă referiți în principal la construirea de noi unități. Da. Da, nu atât de noi unități, cât de pavilioane în cadrul perimetrelor deja existente, pentru că acolo sau această abordare este mult mai facilă. Numai dacă ținem cont de faptul că mergem pe o abordare care creează locuri noi și dacă ne referim la faptul că nu mai trebuie dislocat personal suplimentar în comparație cu abordarea în care vom face penitenciare noi în alte locații, minimul de oameni care trebuie angrenați pentru ca acea unitate să devină operațională este 300. Se vorbea, apropo de proiectul de buget și de majorarea alocației de hrană cu circa 50%.
spunea la un moment dat pe ședere Camerei Deputaților că undeva hrana e de 3 lei și ceva, norma de hrană de 3 lei și ceva pe zi. Da, e, așa este. Norma de hrană pentru un deținut e fapt de notorietate publică, l-am mai discutat și în 2016, este de aproximativ 4 lei. Se intenționează atât fosta conducere a Ministerului Justiției, cât și actuala conducere, domnul ministru, intenționează să facă ceva pe acest segment, dar cifre exacte n-aș putea să avansez, pentru că încă nu am avut o discuție pe acest subiect, eu personal. Puteți să ne spuneți, mă rog, principala deficiență în anul 2016, la nivel general, pe penitenciarele din regiunea Moldova sau chiar din țară, care subfinanțarea sau unde credeți dumneavoastră că a fost punctul tragic? Deci, din punctul meu de vedere, ca director general adjunct, care a fost în funcție tot anul și într-un fel sau altul am interacționat cu domeniile de activitate, cu toate domeniile de activitate, pot spune că la nivelul acestei regiuni lucrurile au fost mult peste așteptări. Este clar că opinia publică așteaptă mai multe la noi, dar dat fiind resursa umană pe care am avut-o la dispoziție, dat fiind ieșirile masive din sistem fără precedent, din anul 2016, eu cred, și este o evaluare pe care am făcut-o ținând cont de multe detalii, că fiecare coleg din fiecare din penitenciarele de care discutăm s-a ridicat la nivelul funcției și la greutatea calității pe care o are, ba chiar mai mult din foarte multe puncte de vedere. Deci resursa financiară și cea umană, mă refer ca număr, ar fi principala problemă? Nu, da. Calitatea? Eu aș spune, nu, calitatea sub nicio formă, aș spune că resursa umană insuficientă. Resursa umană insuficientă pe fondul plecărilor masive din sistem și pe fondul faptului că penitenciarele au urcat în agenda publică. Practic, așteptările societății au fost mult mai mari și mult mai bine articulate. Dar ce pot să vă asigur, după ce am parcurs materialul de bilanț, îl veți avea la dispoziție fiecare dintre dumneavoastră, e foarte consistent, cu foarte multe cifre, foarte multe comparații. Chiar eforturile pe care colegii le-au depus sunt de departe ceva ce trebuie încadrat în termenul superlativ. Deci nu putem discuta în alți termeni. Nu aș vrea să monopolizez, mai am o singură întrebare, cu permisiunea dumneavoastră. S-a vorbit în spațiul public în ultimele 36 de ore despre cazul Dana Damescu. A îmbrăcat diverse forme, pornind de la aprecieri de genul condamnat la moarte până la a murit în pușcărie, în penitenciar. Puteți să comentați din punctul vostru de vedere situația, cazul? Orice deces, oriunde ar subveni el, este o tragedie enormă. Și suntem conștienți de treaba asta, cu atât mai mult cu cât el survine într-un mediu închis, într-un mediu vrem, nu vrem, coercitiv, tragedia e și mai mare. Cu privire la cazul pe care l-ați menționat, pot să vă asigur și pe dumneavoastră și întreaga opinie publică că ANP a făcut tot ce a putut pentru ca acest caz să fie gestionat și în conformitate cu drepturile persoanei private de libertate și în conformitate cu legislația execuțională penală. Știm și lucrul acesta este cunoscut inclusiv la nivel public că persoana respectivă a venit în sistemul penitenciar cu o serie de afecțiuni, mai mult de 10. Fiind un caz medical, n-aș putea să detaliez, dar a venit cu o stare de sănătate extrem de precară. Ce a putut noi să facem, am făcut. Drept urmare, din septembrie anul trecut a fost internat într-o clinică privată și am asigurat pază 24/24, astfel încât și am alocat această resursă umană astfel încât cazul să beneficieze de cele mai bune șanse pe linie medicală cât s-a putut omenește posibil. Din nefericire, așa cum știți, acum
două zile, s-a survenit decesul și suntem în fața acestui fapt. Aș vrea să mai fac o precizare, această precizare a mai fost transmisă în spațiu public dintr-o declarație de presă. Repet, orice deces e o tragedie. Dar nu pot să nu pun și cifre în cifrele pe care le avem noi în comparație cu ceea ce se întâmplă în viața în România, în general. La un număr mediu de 27.500 de deținuți și un număr total rulat de peste 40.000, rata de mortalitate în sistemul penitenciar este de 3,95% în comparație cu ceea ce se petrece în țară, unde rata este de 11,7%, deci este de 3 ori mai mare. Nu aș vrea să se interpreteze, și este foarte important ce spun, că nu aș vrea să se interpreteze că stăm bine la acest domeniu, dar cifrele vorbesc și ele de la sine și cred că trebuie subliniat și acest lucru. Iar marea majoritate a deceselor pe care le-am avut în 2016, în număr de 98, au fost cazuri medicale. Accidente vasculare, oameni în vârstă sau cazuri terminale. Din cele 98, 11 au fost suiciduri, dar și aici, în comparație cu alte state europene și mult mai dezvoltate, cu capacități mult mai mari, procentul este foarte mic. De pildă, în Norvegia, știu că la 10.000 de deținuți sunt 30 de cazuri de suicid. Noi la 27.000 am avut 11. Și la 40.000 în populație. Da. Există un grafic al verificărilor în teritoriu din partea conducerii la nivelul de an. Aveți un asemenea penitenciarilor din țară? Pe ce domeniu? Pe domeniul general, pe verificare, domeniul. Evident, da. Evident. La nivelul Administrației Naționale a Penitenciarilor funcționează două structuri cărora le-a fost încredințat atributul managerial al controlului și discutăm de Direcția de Inspecție Penitenciară și Serviciul Audit Intern, Audit Public Intern, care, pe baza unor grafice care se aprobă în fiecare an de directorul general, desfășoară misiuni obișnuite de verificare mai amănunțite sau pe diverse teme. Sigur că și controlele inopinate se desfășoară atât de aceste două structuri, cât și de specialiști din celelalte direcții, pentru că vrem să tratăm orice tip de suspiciune sau orice tip de reclamații cu maximă seriozitate. Din aceste controle, unde ați avut, să spunem, unde ați găsit probleme mai deosebite? Există un raport anual al acestor inspecții? Există. Mă gândesc că nu a fost totul perfect în toată țara. Evident. Aveți un exemplu? Evident. Avem, n-aș vrea să dau exemple de penitenciare, dar avem cel puțin un exemplu unde am solicitat revocarea directorului din funcția de conducere. Lucru care s-a și produs cu o lună de urmă, cred că. În ceea ce privește asistența medicală internă a dumneavoastră, deci cazurile care nu trebuie să neapărat date extern, cum este sistemul medical, să spunem, din punct de vedere calitativ? Este mai bun decât cel pe care știm la nivelul întregii țări al asistenței medicale sau este sub nivel datorită subfinanțării? Cum îl vedeți dumneavoastră? Părerea mea personală, și cred că pot vorbi și în numele instituției, asistența medicală în sistemul penitenciar nu diferă cu nimic față de ceea ce găsim în exterior. Avem șase penitenciare spital, până nu de mult într-unul dintre ele se rezolvau pe baza unor protocoale, inclusiv cazuri extrem de complicate din viața civilă, cum se mai procedează și la spitalul militar sau în alte părți. Prin urmare, avem infrastructura necesară să gestionăm cazuri medicale. Unde întâmpinăm o problemă, și asta iarăși este propriu nu numai sistemului nostru penitenciar, dar
și în spitalele civile găsim aceeași problemă, personalul medical. Personalul medical care nu este foarte atras de nivelul remunerației sau altor tipuri de beneficii și care e foarte greu de recrutat să vină să-și desfășoare activitatea. Aveți un deficit de personal în această zonă? Avem un deficit de personal, dar suntem pe un trend ascendent, pentru că în 2016 am reușit și am angajat în jur de 60 de oameni, să nu greșesc, dar în jur de 60 de oameni, în plus față de ce aveam până la momentul începutului anului 2016, lucru care este semnificativ, ținând cont de trendul din anii trecuți, când s-a reușit angajarea nu mai mult de 10-15, cam pe aici a fost, dar anul trecut am avut peste 60 de specialiști, doctori și asistenți medicali. Mulțumim colegii, dacă mai... Da. Considerați că este necesară legea amnistiei de care se vorbește? Ultima a fost în 2000. N-aș putea să comentez subiectul, pentru că, în primul rând, pentru că este încă unul dezbatere și, în al doilea rând, nu suntem noi declanșatorii acestui demers. Prin urmare, vom vedea ce se întâmplă, vom vedea care va fi calea de urmat și vom aplica legea, așa cum va ieși ea. Am trimis toate cifrele care mi s-au solicitat. Este evident că orice demers care eliberează din supraaglomerarea pe care o avem e binevenit, dar aici mă opresc cu orice tip de comentariu pe subiect. Ați evidențiat oamenii din sistem. Ei au făcut și ei multe sacrificii, au multe ori. Evident, evident. Ce semnal aveți pentru ei? Ce mesaj aveți pentru ei? Continuăm încadrările. Da. Încercăm și eu zic că în mare parte reușim, chiar dacă nu până la nivelul ieșirilor din sistem, dar am reușit încadrarea anul trecut în jur la 1100-1200 de cadre noi. Mai avem concursuri în derulare în jur de 800. Estimarea este că și anul acesta trendul pensionărilor va continua. Mesajul pentru colegii din teritoriu este că, așa cum v-am spus, continuăm încadrările, dar am și descentralizat recrutarea pe nivelul funcțiilor de execuție, la nivel de unități. Și noi credem, și primele semne pozitive au început deja să apară, noi credem că o astfel de descentralizare va permite o mai mare flexibilitate în ceea ce privește deciderea când, cum, câți sau câte locuri vor fi scoase la concurs într-o anumită unitate sau într-alta. În comparație cu abordarea care a existat înaintea anului 2016, când totul sau declanșatorul unui concurs de încadrare era la nivel central. Bine, dacă nu mai sunt întrebări, mulțumesc tare mult și vă urez și dumneavoastră mult succes în activitatea pe care o faceți și vă rog tare mult să vă păstrați interesul față de ceea ce se întâmplă în sistemul penitenciar, pentru că vă asigur că oamenii care lucrează acolo fac tot ceea ce este omenește posibil. Mulțumesc tare. Noi vă mulțumim foarte mult.